E-Distribuție Banat a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Marți, 1 martie, vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Deva, de pe străzile Hărăului, Nicolae Grigorescu și Constantin Brâncuș, între orele 9 și 17. Mintia, parțial zona de după Calea Ferată, între orele 9 și 15. Sântuhal, parțial între orele 9 și 15, Boșorod parțial între 9 și 17, Ohaba Sibișel între 9 și 17, Sibișelul Vechi între 12 și 14, Pui parțial între 9 și 17, în același interval orar Ciungu Mare, Căstău parțial zona PTA 2023 între orele 10 și 12 și în același interval orar Căstău sat.